Miau. Miau. Aho, copii și fragi, suplimente să luați. Sau uleiuțul să vi luați. Stai, nu, ulei. Mă, că uite aici, ia uite plugușorul, dacă nu-l vezi. Stai să aprinde lumina. Uleiul de pește pus în chestii de genul ăsta. Să lipesc toate unul de altul, să fac un bolovan înăuntru acolo. Și te să miști ca să dezlipească unele de altul. Uite, ți-am adus cutia cu șervețele. Poți să citești de aici, direct. Aho, aho, copii și frați. Stați puțin și nu mânați. Lângă boi vă alăturați? Da. Cine-s boi? Păi care deschid ușa ca boi. Adică așa. Lângă cei care au deschis ușa vă alăturați. Și cuvântul... Mi-ascultați. Păi suntem doi. Cuvântul ne-ascultați. Mâine anul se noiește, apartamentul se moștenește. Hai că ce apartament, mă? Nu știu, am avut un apartament care se moștenește. Ai auzit tu pe internet de vreun apartament? Da, păi sunt multe apartamente care se moștenesc. Plugușorul se pornește și începe a ura pe la casa colinda. Zub mai departe. Să toată asta. Hai. Asta e o prostie, nu vreau să... Atunci iarna e grea, o mătă ai mare. Mătă ai mare. Semne? Semne bune anuare după moștenirea care pentru brazda de suplug. Ce, nu rimează? Nu rimează, nu. Ia zi tu de la tine, haide, bagă tu de la tine. Plugușorul cu trei boi care se văd mâine cu noi... Da, la cine te referi? Păi nu știu, niște boi care se văd mâine cu noi. Ia mai... S-a sculat Maian? Nu putem să filmăm pe pădița Traian care e jos acolo. Nu putem să-l filmăm, da, nu? S-a sculat pădița Traian, dar nu putem să vi-l arătăm că nu avem voie pe YouTube. Și-a încălecat pe un cal învățat. Adică cal cu studii sau ce? Păi pe un cal învățat am călărit eu. Da, da, da. Eu sunt calul învățat și... Cine-i bă cal? Și m-a călărit, m-ai călărit, da? Da. Yo, uite cum pletit, cum nu știu ce, peste câmpuri s-a uitat. Bla, 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 bla. În coadă codal, ben în frunte, țintoței. Ce sunt astea? Cințăței? N-ar putea ca poeziile astea, plugușoarele astea sau idioțenile astea, n-ar putea să fie adaptate, adică să fie, să folosească niște cuvinte care se vorbesc, se folosesc în limba română în ziua de azi. Și nu de acum 200 de ani sau cum a fi fost scris asta, pentru că între timp limba s-a mai schimbat. Ce înseamnă țințăței? Și dacă mă iei cu codalbeni, care nu știu ce înseamnă, codalbeni. Țintăței, și apropo de colinde stupide, este ăla cu lerul ler și iară ler. Deci asta trebuie să fie aproape că bate recordul de prostie versul ăsta. Ce e lerul ler și iară? În primul rând, lerul nu înseamnă nimic. M-am uitat în dicționar și zice că este un cuvânt folosit prin colinde. Dar nu înseamnă nimic. Nu are nicio însemnătate. Pur și simplu nu înseamnă nimic. Nu are un sens. Nu e ceva. Nu e nimic. Este un cuvânt folosit în colinde. Chiar dacă ar fi însemnat ceva, uite să zicem, de exemplu, măr. Ce este aia mărui măr și iară măr? Nici măcar așa nu are sens. Deci chiar dacă ar exista cuvântul, ce e aia mărui măr și iară măr? De ce cântă unii prostiile astea? Deci nu au niciun sens, niște idioțenii. Nici nu știu cu ce... Deci nu există cuvinte în limba română suficient de intense ca să exprim cât de prostești sunt lucrurile astea. Dacă nu vrei plugușorul, încearcă altceva. Uite, sorcova. Sorcova vesela să trăiți, să îmbătrâniți și apoi să muriți, să ne lăsați nouă toată moștenirea. Vezi că filmez tavanul, nu pe noi. Ca un măr, ca un păr, așa inteligența lor, știi? Ca un fir de trandafir, că mai și înțeapă. Da, 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 da. Tare ca piatra asta, cum vorbește capul lor, tare ca piatra.
stupiți ca săgeata. Dar ca fierul și cu moacă de oțelul. Vacile lăptoase, uite, apropo. Vezi? Mm. Deci o să vină probabil două vaci lăptoase. Și împreună cu o oaie lănoasă, nu că se tunde o dată pe an. Da, de fapt, fi țapul lănos, nu? Deci vacile lăptoase și cu țapul lănos. Așa? Uite, porcii unsuroș, numai că porcul unsuros nu vine mâine că nu are treabă. E undeva pe la Amarillo, nu? Cine știe? În drumul taberei, că e aproape de el. Vreun restaurant ăsta, da. Terasă. Porcul unsuros la Amarillo mâine, nu vine. Așa. Deci ăsta o să fie un pamflet de colin. La anul și la mulți ani să trăiți, să ne dați bani. Dar aș vrea să modific. Ha? Cu dedicație pentru persoanele care ne întâlnim mâine. Ne întâlnim cu niște hater mâine. Sunt practic cei mai acri oameni pe care îi cunoaștem din toată lumea asta. Or fi părinții mei, o parte nu, cea din ei. Nu ce... spunem cine. Ha. Sunt niște persoane care sunt atât de acre, încât ei în drumul lor așa, practic magazinele au cerut să nu mai treacă pe lângă ușa lor, pentru că li se acrește laptele când trec ei pe față. Păi eu alții mai acri ca ăia, nu știu. Da. Deci multe magazinele au interzis să intre, pentru că li se acrește laptele în clipa în care intră. Știi? Să uită așa. Au, ca aia de la Prodent. Da. Și uite, la anul și la mulți ani să trăiesc, să ne dați bani, aș vrea să fac o modificare pentru ei. Mm. La anul și la mulți ani să muriți, să ne dați bani. Vai de mine, ce plăbușor sinistru. Păi pentru hater, nu? Să muriți, să ne dați bani. Da, e cam asta ar fi. Atât? Păi, probabil. Deja s-a blocat ăsta, nu se mai mișcă, să lipesc între ele. Era ca... Sunt bune suplimentele alimentare că te menții sănătos. Era ca un sunet sonor așa. Da, multivitaminele și uleiul de pește sunt bune ca să-ți întrețină sănătatea. Nu sunt practic niște medicamente, sunt suplimente. Niște suplimente alimentare se numesc. E doar ca să-ți completeze masa, cum ar fi, să ai ce-ți trebuie în tine. Dar am înțeles că asta nu se dă la copii, uleiul de pește sau... Deci doar adulții, ulei de pește și multivitamine. Copiii se întrebe, părinții. Așa. Medicul mai bine. Uite, acum dacă mișc, încep să desfacă unele de altele, știi? Aho, aho! Hater, atați! Dar ți-a venit în minte. Da, măstenirea să ne-o dați! Și acru nu vă uitați! Că sunteți niște frați! Ah, da, suntem, ne avem ca frații, sunteți da. Sunteți niște rafrați! Da, da. Frați, rafrați! Atât? Cred că. Sper că a filmat asta și n-a făcut toată chestia asta degeaba. Bine. Bye-bye. Îmi iau. Și acum filmează banii.